Sărbătoarea Raisa. Bună, bine v-am găsit. Raisa. Doamne, doamne, ai de bătut 4.000 de lei ai de bătut. Atât ai, Bogdane, da, nu? 4.000. Zim că sunt curios, Raisa. Povestea numelui, da, așa-i? Povestea numelui. Bunica mea a fost prima în familie care a purtat acest prenume, iar mama a vrut să-l purtăm mai departe și iată-mă aici. Bunica ta. Da. Ai cunoscut-o? Din păcate, nu. Dar sunt sigură că era minunată. Raisa, dacă seamănă cu tine, cu siguranță. Ei, mulțumesc! E viceversa. N-am vrut să-l spun eu. E viceversa. Raisa, țin minte numele ăsta doar de la o personalitate, soția lui Gorbaciov, mm-hmm, pare mi se așa se numea. Așa Raisa e, și Gorbaciov. Ea. Da. Bravo, Raisa. Ce faci? Cu ce te ocupi? Bine, mulțumesc. Fac. Lucrez un pic în hotelărie, un pic în IT. Ups. Lembin. În IT și în hotelărie. Adică da, ai un site. Avem un sistem, da, pe care îl furnizăm hotelărilor, restaurantelor. Cu rezervări? Și... Uh-huh. Bravo. Exact. Și a revenit piața. Încercăm. Și aveți și niște prețuri. Adică nu voi, că voi da, am crescut și prețurile. Bravo. Ce ai terminat, Raisa? Ce ai făcut? Administrarea afacerilor în turism. Turism. Și ai rămas, da, în zona asta de turism. Da. Îmi place. Călătorești? Mult. Îți plac călătoriile? Bun. Nu cât de mult mi-aș dori. Dar încercăm. Ai discounturi pe hoteluri? Nu. Nu. Nu s-a nimerit. Nu s-a nimerit, iată. Raisa. Ce frumos nume. Mulțumesc. Fii atentă. 4 litere. Denumire dată unei ființe sau unui obiect pentru a le individualiza. Nume. Ce frumos nume. M-am gândit cum să te duc acolo, să intrăm în joc. Bravo, asta e nume. 3 secunde, 400 de lei. Raisa, impozitul perceput la încheierea unor contracte. Ești sigură? Literă. Ah! Eram sigură. Taxă. Taxe. Te-am încurcat eu zicându-ți ești sigură, așa-i? Nu, faza bună trece primejdiară, ia uite. Să nu fii Titanic. Deci noi acum începem foarte bine, dar uite... Să nu ne scufundăm. Da, să nu ne scufundăm la mijloc sau la capăt. 700 de lei, Raisa. Ăsta e așa un pic... Dar îl știi. Speram. Doamnele, cunosc. E planta aia originară din Africa care produce, din care se produce un ulei foarte viscos. Ia toate uleiurile la rând. Argan. E în industria farmaceutică, cosmetică, dar și arganul e folosit acolo. Biodiesel e în America de Sud numită. Mai zi uleiuri, mai zi uleiuri. E clar că nu e argan. Ricin. Wow! Wow! Cum a dat, eu eram cu cocos, cu alte alea. Unde erai, Dane? Nu era rău. Cocos. Cocos. Mamă, ce bine ai dat. Ricin. Da. Excelent, corect, uleiul de ricin. Excelent, e din Africa. 1200 de lei avem. 3 minute 41 de secunde. Raisa, eșarfă purtată pe cap din 5 litere. Literă. Nu e mai ușor ceva. Nu e. Îmi vine turban, nu e bine. Da, te duci complicat. Fular. Ești, e atât de complicat. E bucata aia de țăsetură care acoperă Batic. Baticul! Turban! Complicat! Prima dată la turban! 600 de lei. Verb infinitiv. A produce o usturime la nivelul pielii. Irita! Nu cer mie să-ți confirm, dar doar sistemul poate să-ți confirme. Nu se potrivește numărul de litere. Da, e ustura. Nu, literă. E bună aia, senzația de usturime. E bună senzația de arsură, Raisa. E bine cum ai zis. Arsură? Senzația aia de usturime, de literă. Produce o iritare, a produce o iritare. De la ce? De la auzi, sunt niște plante, le zice într-un fel, care urzica. Ăsta e! Urzicile sunt plantele. Urzicile alea sunt. Bun indiciu. Cu plantele, așa-i? Da. Urzicile. 2000. Cine adună cei mai mulți bani a plecat cu ei. Că tot vorbeam de câștiguri. Simboluri ale unor performanțe notabile. Premii?
Medalii. Iar nu e sigură. Când e sigură, apasă pe Jimmy conștiința. Nu. Literă. Sunt niște... Premii? Dar cât de aproape ești, sunt niște, ai dreptate, sunt niște forme fizice ale succesului. Trofee! Wow. Formele alea fizice, trofeele, corect. Aproape. Trofee, bine. 2500 de lei. Raisa, 700 de lei. Suntem la mijloc, așa suntem, da? Pam, pam, pam. Piesă de protecție care face parte din caroseria unui vehicul. Literă. Ai, cât de simplu e ăsta. Îl văd pe Dan încurcat, mirat, se uită la definiție. Literă. Nu vă imaginați cât de simplu e ăsta. S-a dublat. Nu vă ai mașină? Vehicul? Nu. N-ai? Nu. Zice vehicul. Da. E valabil și la automobile, e valabil și la... Cauciuc, anvelopă, nu, n-are ia-le nicio... Pe toate. Ia toate, ia toate piesele de protecție. Vezi că cauciucul nu e neapărat piesă de protecție. Așa e. Îți mai dau o literă. Urci în mașină. Ai urcat în mașină, da? Și plouă. Dai drumul. Parbriz. Pe parbriz. Bată-l vina. Sistemul, piesa aia de protecție. O vezi cu ochii. O vezi cu ochii, cauciucul nu e. Nu-l vezi cu ochii. Bun. 700 de lei. Raisa. Da. Care se află într-o situație încurcată. Eu e la acum. Feminin, adjectiv. Adică e așa un pic încurcată. E, îți dau literă, o literă. Îți dau o literă ca să te descurci. Da, da, da. Suferă de tulburări de percepție, de orientare. Derutat. De... Cum? Derutat? Derutat. Mm, da, încurcat, e ea. Nu? Derutată, ar trebui n-ar să fie fi. Derutată. Dar vezi că nu intră. Literă. D-R. Nu intră bine. Are gândul amestecat, Raisa. E cu gândul amestecat. Confuză. E confuză. Perfect. 3400. Cât, Bogdane? 4.000. 4.000. Te apropii de prima poziție. Raisa. Om vedea. Fii atentă la timp. 1 minut și 18 secunde pentru 6 cuvinte. Putem. Încercăm. Gătești? Așa, așa, așa. Îmi place, nu prea am timp. Sâmbăta, în weekend, exact, gătești? Exact, atunci, da. Să vedem. E weekend. Mai transpus. E weekend, da? E weekend. Ești la tine în bucătărie din când în când și pe blatul de bucătărie ai o legumă la care se strâmbă cei mai mulți dintre copii. Vai, e brocoli. Spanac. Nu, hai să vedem. B-R-O-C... Eu nu pot să-ți confirm, doar să... Brocoli. Fantastic! Fantastic, corect. Știu că eu eram copilul care se strâmba. Bravo, ai mei se strâmbă la brocoli. Corect, brocoli, nu? Excelent. Te strâmbai când nu mama venea. Și acum, sincer, un pic. Brocoli, e conopi de aia așa un pic mai educată. Mai. Chiar. E conopi. E și el bun la vremea lui. Acum mai ales. 1 minut și 7 secunde mai avem. 2 din 9, 2 din 10 și încă 1 din 8. Atenție la timp. Da. În clipa asta ești pe prima poziție. Care umblă Raisa din loc în loc ca să-și exercite activitatea? Se deplasează dintr-un loc în altul. Vânzător? Nu, ăla e care statornic. Vrei literă. Să-ți dau o literă? Aș Perfect. Vrea. Hai o literă. Deci care umblă. Nu are un loc fix, Raisa. Să mai dau o literă. Literă. Hai o literă. Suntem în criză de timp. Începem să fim în criză de timp. Literă. E un negustor care își vinde Comerciant, marfa. Comerciant, nu. Din, ambulant. Ambulant. Ambulant Bravo. Era. Hai. Bun. Perfect. Wow. Ai 10 secunde de cuvânt. Mai e 40 de secunde și mai e 4 cuvinte. Putem? Eu zic că da. Acum să nu ne scufundăm. Da. Avem precum Titanicul. 4700, Raisa, stăm sus. Stăm. Încep? Te rog. Mare atenție, fii atentă. Atenție. Fii atent. Mare atenție.
Fii atent. Mă țin suspans. S-o citești cu atenție și să vezi și câte litere sunt. 9 litere. Da? 9 litere. Bun. Cale aeriană de transport pe distanțe foarte mari, atenție aici, scurte. Mamă, dacă prinzi cuvântul ăsta că e pe distanțe. Aeroport nu scurte. E aeroplan. Cale aeriană. Vrei o literă? Aviatică. Vrei o literă? Aeronautică. Ia o literă. Nu-mi cere să-ți confirm. E substantiv ăsta. Literă. Îți mai dau o literă. Te rog. Transport urban de persoane, dacă vrei. Feroviar nu e, că la e terestru. Literă. Sistem de transport suspendat, Raisa. Literă. Sistem de transport, timpul, fii atentă la literă. Timp. Literă. Fii atentă la timp. Teleferic. Da, măi, Raisa, măi. Da, Raisa, incredibil. Putea fi mai bine. Putea fi. Teleferic, pe distanțe scurte. Tele, că doar la nu munte. Te duci cu telefericul de la București la Brașov, la Gabriela. Nu te duci cu telefericul. 4 secunde în 3 cuvinte, cum Dumnezeu face. E bine că avem 5.100 de lei. Hai să-i păstrăm pe ăștia. Hai să-i păstrăm, Raisa. Îi păstrăm pe ăștia, da? Îi păstrăm. Okay. Încep cu un verb, la infinitiv. Și nu știu cum să facem. Tu să ceri litere în... După aia oprim timp, oricum se oprește și el. Cerem litere. Asta e strategia. 4 secunde. Ai 5.100 de lei, să nu-i pierdem. A stabilit toți pașii unei viitoare acțiuni. Literă. Timpul. Literă. Timpul. Strategie, nu. Planifica. E verb. E cum? Planifica. Bravo. Excelent. Excelent. 5.800 de lei l-a luat. Mamă, te-am lovit peste mână? Te-am lovit, așa-i? Pentru un scop nobil. Da. Când tu te-ai dus spre Jimmy, spre butonul ăsta, m-am mi-ai oferit un imbold. Mamă, și ți-am... Da, iartă-mă, te-am nicio lovit peste problemă. Mână. Să fii într-un ceas bun. Nu te-ai lovit, nu? Absolut deloc, mulțumesc. Mai aveai două cuvinte, Raisa. 5.800, da, e bine. Cât vedem, Bogdan e 4.000. A sărit pe prima poziție. Da, vedem. E, acum depindem de Marian și de Dan. Stai liniștit. Zici? Liniștit. Nu, de ce succes? Ce fericit ar fi fost Raisa, bunica, să te vadă. A fost o mare bucurie. Mulțumesc, asemenea.